Ministrul Culturii Corina Șuteu a fost prezent luni seară la Târgu Jiu, unde a participat la un spectacol organizat de o firmă de băuturi răcoritoare și de o formație ce combină hip-hopul cu folclorul și muzica electronică. Șeful de la cultură a declarat că evenimentul este unul de promovare a campaniei de strângere de fonduri pentru achiziționarea cumințeniei pământului, opera lui Constantin Brâncuș. Da, eu aș dori să vă spun că am venit cu foarte mare bucurie pentru a doua oară anul acesta la Târgu Jiu. De data aceasta pentru a promova campania de strângere de fonduri pentru cumințenia pământului cu prilejul concertului pe care îl au sub Carpați. E o trupă pe care eu personal o apreciez foarte mult și mă bucur că voi sta la concertul lor și cu acest prilej sper ca și ei să susțină și să întrețină entuziasmul acesta pentru campania în favoarea subscripției publice pentru cumințenia pământului. Surpriză însă, pe toată durata spectacolului a fost promovată firma partener de băuturi energizante și niciun cuvânt despre campania Ministerului pentru achiziția operei lui Brâncuș. Întrebată care este strategia Ministerului Culturii pentru situația în care, în urma subscripției publice, nu se colectează suma necesară achiziționării operei brâncușiene, Corina Șuteu a declarat nonșalant că nu există o altă variantă de rezervă. Ministerul Culturii are și o variantă de sistem, în cazul în care nu se strâng bani. Am revenit la cumințenia pământului. Deocamdată nu are o variantă B, pentru că este implicat foarte tare în varianta A. Cumințenia pământului a fost scoasă la vânzare de proprietar, iar în urma unei negocieri, guvernul a ajuns la suma de 11 milioane de euro. Ministerul Culturii alocă însă doar jumătate din bani, diferența de 6 milioane de euro, urmând a fi strânsă din donații până la sfârșitul lunii septembrie. Deși campania se desfășoară de câteva luni, până acum s-au adunat doar 400.000 de euro.